poziția primarului municipiului Roba, numărul 65 din 23/01/2019, s-a convocat ședința ordinară de luna ianuarie, care, pe ordinea de zi, știți că aveți 15 plus 10 suplimentare. Sunt prezenți 21 de consilieri din totalul de 21. 100%, într-adevăr, începem anul cu drag și scor. La început să aprobăm procesele verbale din ședințele anterioare și începem cu ședința ordinară din 19/12/2018. Discuții, probleme? Cine pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri, unanimitate. Procesul verbal din ședința extraordinară din 21/12/2018. Discuții, probleme? Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, unanimitate. Și ultimul, avem procesul verbal din ședința extraordinară de anul acesta, din 08/01/2019. Discuții? Pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul, la ordinea de zi. Ordinea de zi la vot? Corect, domnul președinte de la juridic, vă mulțumesc. Dar fiind așa în ultima treabă. Dar pe ordinea de zi pe care o aveți pe tabletă, aveți 15 proiecte de hotărâre plus cele 10 suplimentare pe care le-am mintit anterior. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi sau aveți vreo propunere? Da, vă mulțumesc. Deci, colegul nostru a propus punctul diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi, inclusiv și punctul diverse? Vă mulțumesc. Abțineri, împotrivă, unanimitate. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 1. Pe care, privind aprobarea planului anual de acțiune pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social. Comisia de Administrație. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Juridic. Aviz favorabil. Discuții? Cine? Sunteți de acord cu proiectul? Abțineri, împotrivă, unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 2, privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor teritoriale din municipiul Roma. Comisia Administrativă, Administrație Publice Locale, aviz favorabil, juridic. Aviz favorabil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Discuții? Eu l-aș ruga pe domnul director să actualizeze în etapa următoare. Sunt foarte multe date din 2006-2007 și ar fi bine să le aducem la momentul actual. Da? La populație, la partea de economie. Noi nu le putem să nu primim adrese de la ISU, să știți datele. Deci noi lucrăm pe astea până primim adrese. Da, de exemplu, restaurantul de la Parc, nu știu dacă mai poate să asigure. Are capacitate, noi putem face funcțional. Bun, dar ziceam la populație și la anumite societăți. Da, avem voie. Alte probleme? Pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Proiectul 3. Privind aprobarea dezmembrării unor terenuri. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții? Nu participă. Se consemneze în procesul verbal. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri, unanimitate. Proiectul 4, privind aprobarea menținerii unei taxe de concesiune. Buget, Comisia Buget Finanțe? Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Juridic? Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Proiectul 5. Privind aprobarea pentru anul 2019 a nivelului costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centru rezidențial pentru persoane vârstnice, Casa Bunicilor, din cadrul Direcției de Asistență Socială Roma. Comisia Buget Finanțe? Aviz favorabil. Juridic? Aviz favorabil. Discuții? Pentru? Abținere? Împotrivă? Unanimitate. Proiectul numărul 6. Privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe aplicate operatorului județean Abaser. Comisia Administrației Publice Locale. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Discuții? Nu participăm. Să fie consemnat în procesul verbal. Pentru abțineri, împotrivă, unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul 7. Privind aprobarea încheierii unui acord de asociere cadru între municipiul Roma și Teatrul Tineretului. Comisia Buget. Aviz favorabil. Cultură. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Pentru. Abțineri, împotrivă, unanimitate. Proiectul 8. Privind aprobarea apartamentării unor imobile. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul 9. Privind aprobarea acordului de asociere dintre municipiul Roman și Clubul Sportiv Municipal Roman pentru realizarea târgului Mărțișor. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Cultură. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Cine pentru? Unanimitate. Abținere, împotrivă, că am văzut toate mâinile sus. Proiectul 10. Privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea USCD del Gaz Grid asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Cine pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiect numărul 11. Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Pentru, vă mulțumesc, împotriva, abțineri. Proiectul 12. Privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Nu particip la vot. Să fie consemnat. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Proiectul numărul 13. Privind aprobarea vânzările unor imobile. Comisia Buget, Finanțe, Urbanism, Juridic, Discuții, cine pentru, abțineri, 4 abțineri. Împotrivă, vă mulțumesc. Proiectul 14, privind darea în administrarea serviciului public pentru administrarea gurilor de preluare a apelor pluviale și repararea hidranților din Trabilanul municipiului Roman către Direcția Municipală Locatul Roman în calitate de operator. Comisia Administrației Publice Locale. Avis favorabil. Vă mulțumesc. Buget. Favorabil. Juridic. Avis favorabil. Discuții. Pentru. Abțineri. Împotrivă. Proiectul 15. Privind prelungirea unui acord de parteneriat. Comisia Buget. Avis favorabil. Cultură. Juridic. Pentru. Împotriva, abțineri nu avem. Proiectul 16, privind inițierea procedurii de încheiere prin licitație publică a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat a municipiului Roma. Urbanism. Avis favorabil. Juridic. Avis favorabil. Discuții. Pentru unanimitate. 17. Privind dizolvarea și lichidarea SC Municipal Locatul SER-SA. Punem cruci la... facem direcții. Așa... Acum apare... Avis favorabil. Comisia Administrației Publică, aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Cine este de acord? E un fapt pentru. Împotriva, abțineri. Proiectul 18, privind modificarea ASCL 223-2018, privind înființarea direcției locală. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine pentru? Secretarul. Abținere, împotrivă, unanimitate. Proiectul numărul 19, privind modificarea tarifelor pentru salubrizarea stradală în municipiul Roman. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Să fie consemnat, doamna lui, nu participă la vot. Pentru, împotrivă, abțineri, unanimitate. Proiectul 20. Hotărâre privind modificarea ASCL 772 din 26.07.2018 privind aprobarea componenței unor comisii. Am plecat o persoană... Știu, și dacă am atât mult cu idei, nu faci persoană care să o pună. Bun. Nu, nu, sunt deja... E vorba de la... Doar locuiere de la poliție. Exact, comisiile sunt deja constituite, nu e persoana care sunt locuite. Punctul la fiecare care sunt locuite. Bun, deci Comisia Administrație Publică? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Cine pentru ca doamna Sorina Monal, directorul de la... Sunt mai multe. Da. Deci s-a aprobat și proiectul numărul 20. Trecem la 21. Privind aprobarea devizului general, actualizat și a contribuției bugetului local privind obiectivele de investiții. Construire locuințe sociale, municipiul Roman, strada Islazului. Comisia Urbanism. Comisia Juridică. Discuții. Pentru. Vă mulțumesc. Abținere împotrivă. Nu avem. Proiectul 22 privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele situate în municipiul Roman și aprobarea unor contracte cadru. Comisia pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Comisia la Buget Finanțe. Comisia Juridică. Discuții pentru împotriva abținere. Proiectul 23 privind mandatarea Direcției Municipale Locatul în vederea vânzării locuințelor ANL. Comisia Administrație Publică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții pentru împotriva abținere. Proiectul 24 privind modificarea anexei HCD 133/2009 privind aprobarea regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Roman. Comisia pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții pentru abținere împotrivă. Cel mai proaspăt proiect numărul 20 suplimentar privind reorganizarea aparatului de specialitate a primarului și aprobarea organigramei staturilor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate fără personalitate juridică. Da. Comisia Finanțe, Comisia Juridică. Deci, discuții. Dacă nu sunt discuții, supun la vot ultimul proiect al ordinii de zi de azi. Vă mulțumesc, unanimitate. Trecem la rubrica diverse, punctul solicitat de domnul consilier Daniel Faciliciu. Mulțumesc, domnul primar, aducă la cunoștința dumneavoastră o solicitare de a clarifica o anumită situație, mai exact în zona cartierului Povenesc, cartierul Petru Rareș, unde mai mulți locatari se plâng de sistemul de fluxizar al canalizării, dar și de infrastructura deosebit de proastă. Anexez și despre dumneavoastră solicitarea locatarilor de zona respectivă, precum și un tabel de semnături prin care ei solicită o clarificare în mod oficial, precum și câteva poze și articole din dacă puteți să vedeți și în cadrul acestei ședințe, cum a spus colegul nostru. Da. Voi face și un răspuns către aceste persoane, o situație o cunosc destul de bine. Inițial, în zona asta a făcut o rețea de preluare a apelor uzate de către compania județeană APASERV, sistem care nu prevedea și preluarea apelor pluviale cu un sistem de dren, având în vedere și zona în care se află în acest cartier, cu o pânză freatică foarte ridicată. Primăria Municipiului Roman a inițiat un proiect în zonă de amenajare și de realizare a unui sistem de preluare a acestor ape pluviale, în paralel cu un nou sistem de canalizare. În momentul de față am primit finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale și proiectul se află deja în execuție. Cred că undeva în jur de 60% din proiect este deja realizat. Din păcate, însă, sumele de bani care au venit de la Ministerul Dezvoltării nu au fost suficiente pentru finalizarea lucrărilor în anul 2018. Anul acesta, cu siguranță, vom finaliza lucrările în zonă. Vreau să vă asigur că pe strada Avram Iancu, Fundatura Crișan, acolo unde deja s-a instalat și s-a realizat această rețea de preluare a apelor pluviale, lucrurile au început să intre într-o normalitate în sensul în care s-a demonstrat că funcționează această nouă rețea. Chiar și anul trecut, când am avut acele ploi în zonă, nu am mai avut probleme deosebite, așa cum aveam în alții ani și trebuia să intervenim cu motopompe. De asemenea, noi am realizat tot anul trecut și vom finaliza în acest an de betonat canalul de preluare, cel existent pe Avram Neacuș și care duce prin grădină și iese înspre râul Moldova. Practic, putem spune că din punctul de vedere al rețelelor de preluare a apelor pluviale și a canalizării, situația va fi rezolvată 100% în anul 2019. Imediat ce vremea va permite, vom da ordinul de reînceperea lucrărilor pentru finalizarea acestei investiții. În paralel cu această investiție, noi am gândit în zonă și reabilitarea tuturor străzilor din cartierul Petru Rareș, reabilitare care va presupune realizarea de trotuare și de covor asfaltic pe toate aceste străzi care în momentul de față au, așa cum spuneți dumneavoastră, o infrastructură deficitară. Avem două variante de finanțare. Prima dată așteptăm evaluarea proiectului cu finanțare europeană pe care l-am depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, pe axa 13. Din păcate, deși proiectul este depus de mai bine de 5 luni, nu s-a făcut nicio evaluare la aceste proiecte. Din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională, se pare că finalul de an a fost canalizat spre evitarea riscului de derangajare a fondurilor europene și s-a lucrat foarte mult pe celelalte proiecte care deja generau acest risc. S-a reușit până la urmă, la nivel național, evitarea dezangajării. Însă, reversul medalei a fost faptul că evaluarea celorlalte proiecte a stagnat foarte, foarte mult. Noi așteptăm ca în perioada aceasta, februarie-martie, cel târziu, să înceapă evaluarea acestor proiecte. În caz contrar, ne vom consulta împreună și vom încerca să obținem o finanțare pentru acele străzi din împrumut, practic să-l readucem spre împrumut. Noi am preferat să atragem fonduri europene, dar dacă, din păcate, acest lucru nu se întâmplă prea curând, vom avea cealaltă soluție. Deci, din punctul meu de vedere, până în anul 2020, problema cartierului Petru Rareș va fi în totalitate rezolvată, atât din punct de vedere al preluării apelor pluviale și inundațiilor care aveau loc în zonă, realizându-se acel sistem de tren de care vă spuneam, și inclusiv cu infrastructura rutieră și pietonală. Mulțumesc. Dacă mai aveți probleme, dacă nu, declar ședința închisă. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu. Cred că va mai fi necesară o ședință de îndată. Și acum, bine știți, la sfârșitul anului trecut s-a aprobat celebra ordonanță 114, care generează modificarea tuturor devizelor și tuturor studiilor de fezabilitate pe care noi le-am făcut spre finanțare, atât la Agenția de Dezvoltare Regională, cât și la celelalte structuri care finanțează. Am primit solicitări de clarificare în ceea ce privește Parcul Zăvoi și va trebui să refacem toată documentația în sensul adaptării la noile cheltuieli în ceea ce privește manopera și va fi probabil cazul unei ședințe de îndată imediat ce primim documentația de la proiectant. Vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc.